Bună dimineața, dragi colegi! Sper că se aude. Bună dimineața! Bună dimineața! Sper că se aude. Da, se aude. Bun, propun să începem. Deci, acum dimineața am fost în orașul Codru, unde a fost deschisă cea de-a doua linie municipală de autobuz, numărul 14, către orașul Codru. Se va circula din Chișinău spre Codru, strada Sihastrului, strada Schinoasă Deal. A fost stabilită și stația terminus pe terenul tehnologic din strada Schinoasă Deal, din orașul Codru. Ceea ce vreau să rog foarte mult este să faceți de urgență un demers către autoritatea locală ca cei de acolo să asigure că mașinile nu sunt parcate împreună cu poliția de o parte sau de alta carosabilă, astfel ca oamenii să poată ajunge unde au nevoie, fie că la școală, fie că în oraș, fie că la serviciu, fie că acasă. Asta este unul. Doi, domnul Mihalache, vă rog frumos să asigurați instalarea și nemijlocita indicatoarelor rutiere în această privință și să examinați opțiunea de circulație sâmbătă, duminică, acolo unde am pus rute noi în suburbii, linii noi de autobuz sau troleibuz. La fel, în orașul Codru am lansat altă rută de autobuz, este vorba de numărul 15, în cealaltă parte a orașului, și anume pe strada Potârnichii. În Codru era anterior transport, dar în aceste zone oamenii erau fără transport, iar maxi-taxi circulau în afara orilor sau doar în orile care erau foarte convenabile și mai întârziau cu orarurile nemijlocit. Sper că acum se poate să fie depășită situația deopotrivă dacă va circula și transportul privat și transportul public. Așa, ziceam că la această oră examinăm și orarul transporturilor, deci de circulație vom vedea ce au propus specialiștii și în funcție de situație orarul va fi modificat atât în Codru cât și în alte suburbii după comoditatea locuitorilor. Țin să precizez că tot recent am deschis alte două rute noi la Bubuieci, în localitatea Dumbrava, care face conexiune cu Trușeni, care niciodată n-a avut transport public, și o nouă rută în orașul Durlești, pe strada Caucazului. În prezent examinăm situația și în alte suburbii și în curând vom extinde, vom majora capacitatea a rutelor existente în Ghidighici. Rog domnul director de la transporturi să extindeți și ruta 24 în Colonița. Am promis acest lucru oamenilor atunci când am fost și la inaugurarea drumului reparat pe banii municipale, și anume Ștefan cel Mare din Colonița, care astăzi arată ca un drum european. Mai avem de lucru la drumurile de acces, dar sper că împreună vom reuși să facem aceste subiecte să devină cât mai aproape de soluționare. În Dumbrava, la fel, a fost reabilitat și o porțiune de drum care face legătura spre est, Trușeni. Știm necesitățile oamenilor, dar așa cum am atenționat anterior, acest lucru este posibil acum după ce am procurat cele peste 300 de unități de transport, autobuze și troleibuze din capitală. Sigur că este plan să fie completate parcurile regii transport electric, dar și a parcului urban de autobuze cu încă alte unități de calitate, dar și la un număr cât mai suficient pentru a face față provocărilor atât în raza orașului cât și în adiacență în suburbii. La Codru, de exemplu, se putea rezolva acest lucru de mult. Oamenii stau cu bani în conturi acolo și așteaptă nu știu ce. Deci un mijloc de transport în acest sens, fie că este Isuzul, după costul real al autobuzului, este 130.000 de euro, adică echivalentul la aproximativ 2 milioane jumătate de lei. Acest lucru era practic posibil pentru fiecare suburbii să fie realizat. Nu înțeleg de ce așteaptă ca municipalitatea să vină să asigure acest lucru. Noi vom asigura.
Foarte multă lume renunță la transportul personal și urcă în transportul public, deoarece poți ajunge mai repede pe benzile dedicate pe care le creăm. Chiar ieri am văzut cum zboară în sensul bun a cuvântului unitățile de transport Buicani spre Botanica, nemijlocit la Ciocana, spre centru și tot așa mai departe. Scopul nostru este ca în continuare să extindem deci opțiunile de benzi dedicate pentru locuitorii municipiului Chișinău. Domnul director, v-am rugat în repetate rânduri. Deci, ținând cont de faptul că sunt și oameni care aleg taxiul, iar taxiul nu este ieftin, vă rog să acordați posibilitatea taximetriștilor să utilizeze banda dedicată, așa se face în toată lumea. Nu neapărat să fie acest lucru la această etapă contra cost, dacă nu putem să intervenim în politica bugetară fiscală și în general nu știu dacă trebuie să intervenim acolo, dar vă rog ca să ne dați o soluție, taximetriștii să poată utiliza banda dedicată. La fel vom examina în perspectivă deci utilizarea benzii dedicate în afara orilor de vârf de către locuitorii municipiului Chișinău, dar despre asta discutăm separat, așa cum am convenit. În ceea ce privește suburbii la nivelul general, vreau ca toată lumea să conștientizeze că suntem colegii aproape în toată ziua în una sau alta dintre suburbii și sunt mândru pentru proiectele pe care le-am reușit să le realizăm împreună cu locuitorii de acolo. Precizez că în ultimii 4 ani primăria municipiului Chișinău a stabilit un buget de aproximativ 740 de milioane lei, dacă îi să luăm un buget consolidat, și prioritar au fost bugetate, așa cum am anunțat acum 4 ani, proiectele la reparația școlilor și grădinițelor. Nu avem nicio suburbie în care să nu fi început construcția de grădinițe, inclusiv în localitățile din suburbii, cum ar fi, iată, grădinița dată recent în exploatare la Brăila, cu aproximativ 70% din costurile acoperite de către primăria municipiului Chișinău, dar și alte situații, cum ar fi la Bâc, din componența nemijlocită a suburbii Bubuieci. Și acolo am alocat surse financiare. Sunt în construcții, în reconstrucții sau deja date în exploatare, practic, în aceste localități și mă bucur că acest lucru putem să facem împreună. Crearea infrastructurii pe interiorul instituțiilor educaționale, începând de la reparația acoperișurilor, termoizolare, dotare cu echipament, cu alte necesități, mobilier, terenuri sportive, terenuri de joacă, și multe, multe altele. Investiții în proiectele de apeduct și canalizare. Dacă este să le luăm toate cap-coadă, este probabil că una dintre cele mai consistente investiții, care nu neapărat să văd, sunt, așa cum spune lumea, îngropate țevile în pământ, dar există o necesitate stringentă pentru foarte multe localități, în continuare, în raza orașului și a municipiului nemijlocit pentru rețele de apeduct și canalizare. Modernizarea iluminatului public stradal, investiții în infrastructura rutieră, drumuri, trotuare, căi de acces, modernizarea transportului public și suplinirea liniilor, rutelor pe aceste, deci pentru aceste localități. Reparații la centrele de sănătate, la centrele culturale, investiții în reabilitarea zonelor de odihnă și agrement, cum a fost la Vadul Vodă. Deci sunt sute de proiecte mari și mici în toate cele 18 suburbii ale Chișinăului. Peste tot sunt locuitori ai municipiului Chișinău, oameni care contribuie într-o formulă sau alta la buget și oameni care așteaptă ca în localitățile lor astăzi să fie mai bine. Astăzi să fie construite ceea ce am vorbit, școli, grădinițe, trotuare, drumuri, iluminat, apeduc, canalizare, infrastructură rutieră, transport public, centre de sănătate, centre de tineret, astăzi. Și acest lucru este important ca nu să conștientizăm că lucrurile se vor întâmpla în nu știu care viitor nedeterminat. Azi, oamenii vor să trăiască mai bine azi. Și da, nu am făcut nicio diferență
pentru oricare din suburbii. Am finanțat suburbiile care sunt parte componentă sau primare, sunt de la PAS, de la PSRM, independenți, de la alte partide politice. Nu contează la care partid politic a venit solicitarea. Nu facem asta pentru partidele politice, facem asta pentru oamenii care locuiesc acolo. Și acest lucru trebuie să fie un pilon pentru abordarea generală. Oriunde, nu așa cum s-a întâmplat în cazul, de exemplu, satului European Express, unde reprezentanții unui singur partid în proporție de 90% sunt beneficiari din banii publici pe care îi plătim noi cu dumneavoastră ca și taxe. Deci, repet, oamenii nu au culoare politică și toți merităm să trăim mai bine la noi acasă. Știu că și dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Proiectul de reabilitare a râului Bâc este un succes al nostru, al tuturor. Investiții într-un proiect de apluare, care ne propunem să înceapă cât de curând, deci este vorba despre finanțare, acceptată deja de 240 de milioane lei în total, deci finanțare de aproximativ 400 de milioane lei pentru reabilitarea albii râului Bâc, pentru construcția și reconstrucția falezii, pentru transformarea râului Bâc într-un bazin acvatic securizat pe de-o parte, amenajat de cealaltă parte, frumos, în care oamenii să se regăsească exact ca și în multe alte zone și spații verzi reabilitate de până acum de către Primăria Municipiului Chișinău. Mai mult decât atât, pentru că am văzut unele reacții la ceea ce am anunțat, este vorba despre finalizările pe lucru în ceea ce ține de proiectare, de planurile urbanistice zonale, reglementare, nu știu ce, în acest context, pentru trei mari proiecte pe care practic avem finalizate lucrările de proiectare, lucrările de reglementare. Este vorba despre strada Mesager, strada industrială și extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei hidrolegoze până la strada Bucovinii. Sunt trei artere mari ale municipiului unde avem proiecte de dezvoltare strategică de infrastructură rutieră și, așa cum ziceam, toată documentația de mii de pagini este pregătită, iar acum suntem în discuții cu partenerii de dezvoltare, ne-am mijlocit Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, care a răspuns pozitiv solicitării noastre de a examina un nou instrument financiar pentru reabilitarea completă a celor trei artere rutiere principale ale municipiului. Este vorba despre un proiect mare în care să fie incluse aceste trei proiecte la fel destul de consistente, cu o valoare totală de aproximativ 1 miliard de lei pentru următorii ani. Suntem în contact cu partenerii noștri de dezvoltare în vederea efectuării analizii due diligence și a capacității necesare pentru pregătirea și structurarea proiectului. Așa cum ziceam, pe lângă crearea noilor căi de acces în cele trei sectoare ale orașului și dezvoltarea infrastructurii social-economice, a infrastructurii zonelor verzi, urmărim și decongestionarea traficului în sectoarele vizate. Pe parcursul ultimilor ani, etapele care țin de elaborare, avizare, consultare publică a celor trei proiecte de reconstrucție, reabilitare a străzilor au fost parcurse și finalizate. Mai mult ca atât, a fost elaborată toată, repet, documentația de urbanism și amenajarea teritoriului pentru aceste zone. Este vorba despre planul urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Petricani, Mihai Viteazul, Columna, Calea Ieșilor, Șoseaua Balcani, sectoarele Buicani, Rășcani, municipiul Chișinău. Planul urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara, Ismail, Carea Moșilor, Petricani, Mihai Viteazul, sectorul Rășcani, municipiul Chișinău și planul urbanistic zonal pentru teritoriul alăturat străzii industrială, tronsonul cuprins între strada Uzinilor și strada Vadului Vodă, sectorul Ciocana, municipiul Chișinău. Iar până atunci vom direct, așa cum am convenit, reparația curentă a străzii industriale, asta ca agenții economici să poată să aibă acces la infrastructura lor. Vă rog să fie urmărită această licitație și realizate lucrările până începem proiectele mari. Este o muncă enormă din partea specialiștilor, care le mulțumesc foarte, foarte mult. Este realitatea de a pune în practică și de a realiza aceste proiecte.
Așa, ultima informație. Se apropie Ziua Internațională a Profesorilor, care este marcată pe data de 5 octombrie în mijlocit și vreau să doresc din suflet tuturor multă, multă sănătate, inspirație, dăruire, recunoștință de la copii și, sigur, salarii mai mari vă dorim în această privință. Meritați nu doar o dată în an înainte alegerilor să fie dată o primă, și asta e bună, dar majorări de salariu sunt extrem de necesare. Meritați salarii care să vă permită să trăiți cu adevărat bine. Am să rog colegii mei, pentru că avem insuficiență de cadre în rândul bucătarilor, în rândul dădacilor, în rândul pedagogilor, asistenților sociali care până astăzi încă au probleme la achitarea salariului, mai ales în raioane. Voi ruga colegii mei nemijlociți să pregătească proiectele de lege de majorare a salariilor, așa, cel puțin măcar ca la medici să fie majorat salariul pentru pedagogi, pentru educatori, pentru asistenți sociali, pentru bucătari care nu îi găsim în instituțiile educaționale, așa cum am avea nevoie, și este datoria a unui stat să aibă grijă de oameni. Cu regret, inflația a spulberat toate posibilitățile normale de a face față acestor provocări la costuri, iar autoritatea locală nu are competență să majoreze salariile. De asta vă rog foarte mult, specialiști, domnul deputat, să pregătiți aceste propuneri la bugetul public național, atunci când vor veni amendamentele de la guvern sau când vor veni sau separat în calitate de proiect de lege. Rog, acest lucru să fie făcut săptămâna curentă, săptămâna viitoare, să cel târziu să înregistrați acest proiect de act legislativ. Toată lumea merită să trăiască mai bine. Vreau să mulțumim din suflet pentru tot aportul pe care îl aduceți societății noastre. Vă suntem recunoscători pentru că aveți grijă de copiii noștri și sunteți adevărați lideri, dragi pedagogi, dragi lucrători ai sistemului educațional și modele de urmat pentru întreaga comunitate. Primăria Municipiului Chișinău vă apreciază efortul și devotamentul față de educație. Vă mulțumim din suflet pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce faceți. Acum, domnul Păvăloi, rog foarte succint despre 2023-2024, dar nu înainte de a trece în la aceste discuții. Rog colegii, doamna viceprimar Gutnic și domnul consilier Vadim Mitru, să se pronunțe referitor la subiectele discutate în mass media cu privire la tehnica de la spații verzi, deși am mai fost expuse aceste opinii la Consiliul Municipal Chișinău. Totuși, oamenii au nevoie de știri tari, de senzații, de sensații și, spre mare regret, trebuie să spun că există o doză mare de interpretare în această privință, ca să nu spun manipulare rus, să se facă încă o dată claritate. Doamna Gutnic, domnul Mitru, vă rog. Domnule primar general, într-adevăr, în ultimele zile, în mass media au apărut un șir de știri cu vădit false, cu titlul manipulator, care duce în eroare opinia publică, de asta o să vin cu anumite explicații pe marginea acestui subiect. Întreprinderea municipală Spații Verzi este o întreprindere care este la autogestiune, are statut de autoritate contractantă, primăria nu face parte din grupul de lucru care evaluează ofertele, elaborează caietul de sarcini sau decide atribuirea contractului de achiziție. Totuși, urmare a mai multor sesizări privind încălcările admise în cadrul acelor proceduri de achiziție publică care au fost desfășurate de către Spații Verzi la finele anului 2022, am analizat conformitatea desfășurării acestor proceduri de achiziție publică. Urmare acestor verificări s-a stabilit că autoritatea contractantă aplică un tratament inegal față de mai mulți operatori economici. Ca exemplu, într-un caz, atunci când un operator economic a încălcat termenul de livrare, autoritatea contractantă Spații Verzi a inclus acel operator economic în lista de interdicție doar pentru că a întârziat cu livrarea de 2 zile. Însă, în cazul operatorului Area Duca, examinând
cele patru contracte care au fost atribuite. Primul contract în valoare de 23,5 milioane lei, al doilea contract în valoare de aproape 5 milioane lei și al treilea contract în valoare de 24 milioane lei, am constatat că s-au admis mai multe abateri de la legislația privind achizițiile publice. Și anume, a fost încălcat termenul de livrare și ziceam că într-un caz similar pentru încălcarea acestui termen de livrare operatorul a fost inclus în lista de interdicție, însă în cazul Area Duca această abatere a fost trecută cu vedere. Examinând specificațiile tehnice pe marginea utilajelor multifuncționale care au fost livrate, s-a stabilit că specificația tehnică este una de DECAC. Deci, practic, toate cerințele tehnice sunt în corespundere cu acei parametri pe care i-a oferit operatorul economic desemnat câștigător. O altă abatere stabilită a fost depunerea garanției de bună execuție, care este una foarte importantă în cadrul unei proceduri de achiziție publică cu întârziere. În pofida acestui fapt, autoritatea contractantă a ignorat aceste abateri și a atribuit contractul. Noi, când am stabilit aceste neconformități, am venit cu propunerea, deci înainte de a discuta pe marginea acestor neconformități, evident că am analizat și valoarea pe piață pentru bunurile propuse de către acest operator economic. Deci, în cazul utilajelor multifuncționale, s-a stabilit că operatorul economic a achiziționat aceste bunuri cu 14 milioane de lei, însă intenționa să le comercializeze. Prețul indicat în oferta propusă era în valoare de 23,5 milioane lei. Deci, evident, când noi am văzut această diferență, am purtat discuții cu agentul economic care a solicitat o audiență în cadrul primăriei și s-a propus rezilierea contractului. Ori banii municipali nu pot fi cheltuiți în așa fel cu o marjă de profit de peste 50%. S-a refuzat rezilierea contractului, s-a propus diminuarea prețului contractului pentru aducerea în conformitate cu prețurile care sunt pe piață sau cel puțin cu acele prețuri care au fost oferite de către distribuitorul oficial a acestor multifuncționale. Pe marginea acestor încălcări, stimate domnule primar general, noi la data de 31 martie am depus un denunț la Procuratura Anticorupție. Pe toate procedurile de achiziție sau cel puțin în care a fost vizat acest agent economic, ori examinând toate cele patru contracte, s-a stabilit că prețul pentru toate utilajele propuse este unul exagerat de mare. Și straniu este faptul că operatorul economic care vehiculează aceste minciuni și aceste manipulări nu prezintă informația privind înțelegerea care a avut-o cu conducerea precedentă a spațiilor verzi pe marginea acestei diferențe de sumă. În denunțul pe care l-am depus către Procuratura Anticorupție, noi am specificat că suntem deschiși și așteptăm să fim citați pentru a prezenta acele probe care demonstrează înțelegerea și organizarea procedurii de achiziție publică în favoarea agentului economic. Din păcate, am primit un răspuns pe marginea acestui denunț, un refuz de a intenta un proces contravențional sau penal. Nu am fost nici citați, nici solicitați careva explicații pe caz. În răspuns, doar se descriu acele proceduri de achiziție publică, neținând cont de faptul că cel puțin codul contravențional pentru încălcarea legislației privind achizițiilor publice prevede o pedeapsă contravențională. Am solicitat diminuarea contractului deoarece legea nu interzice acest fapt și este o întrebare retorică de când economisirea banilor publice este calificată ca o încălcare. Ori să achiziți unui agent economic care urmărește o rentabilitate de 50% este, în primul rând, ilegal. Într-al doilea rând, această situație a fost sesizată și denunțată la organele de drept. Atunci când am negociat încheierea unui acord, deoarece diminuarea contractului nu a fost una verbală,
nu a fost una impusă, a fost una fixată într-un acord adițional la contractul de bază și a fost acceptată de agentul economic. Inițial, agentul economic a încercat să negocieze această diminuare prin insistarea ca să-i fie atribuit al patrulea contract în valoare de 24 milioane de lei. Domnul primar general, vreau să vă informez că acel contract în valoare de 24 de milioane de lei, el nu a fost executat, a fost reziliat pe motiv că la fel prețurile pentru bunurile oferite a fost unul exagerat. Deci, în linii generale, asta este informația. Păcat că nimeni nu apreciază că economisirea banilor municipali este o reușită a noastră sau ceea ce se menționează în presă că obratca sau restituirea banilor în bugetul municipal este un abuz și o încălcare. Solicităm pe această cale ca să prezentăm toate probele de rigoare organelor competente, cel puțin să fim citați, sau invităm Procuratura, Centrul Național Anticorupție, să prezentăm toate materialele pe care le avem pe acest subiect. Dacă sunt întrebări, pot răspunde. Mulțumesc. Domnul Mitru, dacă are ceva să adaugi. I-ați fost vizați, Andrei. Da, domn primar, bună ziua. Domnul colegi, bună ziua. Da, într-adevăr, primăria municipiului Chișinău a diminuat prin negocieri valoarea contractului cu 3 milioane de lei. Ieri am văzut și un material în media care aparent a expus pozițiile tuturor celor implicați în investigație, doar că este vădit părtinitoare poziția doar a unei părți. Pe seama unor cetățeni care au fost menționați ieri în investigație și doamna Gutnică a spus că am depus un denunț către Procuratura Anticorupție, vedem poate revizuie de denunțul nostru. Totodată rog persoanele și instituțiile media care vor distribui acum sau pe viitor falsuri sau informații vădit manipulatorii vor fi atrași în procedură judiciară. Totodată nu o să permitem unui cetățean care a vrut pe seama chișinăuienilor, bugetul municipal, să încaseze 6 milioane de lei, care a avut o rentabilitate de peste 40% la vânzări de bunuri. Rog jurnaliștii de investigații să investigheze care este rentabilitatea la vânzări de bunuri astăzi de către agenții economici și către instituțiile publice. Vă mulțumesc, domn primar, și o săptămână cât mai ușoară, colegi. Bun. Eu cred că din toată istoria asta trebuia să spuneți un singur lucru. Cetățeanul a încercat să se îmbogățească pe seama primăriei municipiului Chișinău cu 3 milioane de lei. Și că asta trebuia să fie titlul de știri a materialelor de investigație așa numite. Și încă o dată vreau pentru toată lumea să fie primăria a diminuat, deci din ceea ce înțeleg de la colegii mei, valoarea contractului cu 3 milioane de lei. Asta înseamnă că cineva pe spinarea a noastră, a cetățenilor, nu a făcut aceste 3 milioane de lei să se îmbogățească. Vă mulțumesc foarte mult și în acest context, rog să fie absolut toată lumea cât se poate de corectă, pentru că, așa cum am menționat colegii noștri, vor urma proceduri judiciare pentru toți cei care se autocomplac în distribuirea știrilor false, manipulatoare sau parțial manipulatoare. Deci rog să fie urmăriți cam toată lumea care se expune pe acest subiect și direcția juridică, pentru că vizează nemijlocit primăria municipiului Chișinău, funcționare din cadrul primăriei, care și-au îndeplinit atribuțiile în conformitate cu prevederile legislației, pe de-o parte, pe de-altă parte, în interesul bugetului municipal, în aceste circunstanțe, să fie urmărită absolut toată lumea care face zarvă pe subiect și în condițiile în care, în continuare, se mizează pe informații false, să fie atrași în conformitate cu prevederile legislației național la răspuns. Domnul Păvăloi, vă rog frumos, cu privire la procesul educațional în anul 2023-2024, instituțiile școlare, ce se întâmplă, care sunt lucrurile care trebuie să se întâmple. Domnule primar general, stimați colegi, bună ziua! Cu referire la săptămâna anterioară, vreau să menționez că Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a avut mai multe acțiuni și activități
Cea mai importantă sau una dintre cele mai importante au fost pregătirile pentru activitatea de mâine. Este vorba despre activitatea ce ține de Ziua Lucrătorului din Învățământ. Va avea loc la Teatrul Verde și invităm cadrele didactice și angajații din sistemul educațional municipal, inclusiv cei din cadrul instituțiilor subordonate Direcției Cultură, Direcției Protecției Copilului, dar și, sigur, cei din instituțiile subordonate Direcției Generale Educație, Tineri și Sport să participe la această activitate anuală importantă și foarte frumoasă, zic eu. Activitatea va avea loc mâine, începând cu orele 3, în locația Teatrul Verde. Vor fi activități ce țin de premierele tradiționale a pedagogul anului, diriginte, drag părinte, și un concert deosebit pentru colegii noștri. În ceea ce privește alte activități la care a participat Direcția Generală Educație pe teritoriul municipiului Chișinău în săptămâna anterioară, vreau să menționez faptul că în săptămâna trecută am avut inaugurarea a două edificii foarte importante pentru noi. Este vorba despre inaugurarea sălii de sport din cadrul instituției publice Liceul Teoretic Mihai Viteazul, o instituție în care își fac studiile aproximativ 1900 de elevi distribuiți în 54 de clase, iar acest centru sportiv multifuncțional va da posibilitate ca elevii din cadrul instituției să poată practica mai multe tipuri de sport. În acest sens, municipalitatea a investit aproximativ 9 milioane de lei pentru edificarea acestui bloc, dar și dotarea acestuia cu toate cele necesare. La fel, a fost inaugurat un bloc nou pentru grupele de grădiniță în cadrul instituției Liceul Teoretic Vasile Lupu. În acest sens, în această instituție, în acest bloc, vor frecventa 3 grupe de copii cu până la 100 de copii, până la 100 de locuri, blocul fiind reamenajat în cadrul unui bloc de studii a liceului, iar investițiile se ridică la 8,2 milioane lei, dotările fiind absolut regulamentare cu tot absolut ceea ce este necesar pentru buna funcționare a grădiniței în cadrul instituției. În ceea ce privește acordarea ajutorului material copiilor din familiile social defavorizate, conform primei tranșe au fost alocate surse necesare pentru 6400 de copii. În tranșa a doua urmează să fie alocați banii pentru 1600 de copii. La ziua de astăzi avem solicitări pentru 1573 de copii. Urmează încă cele 297 de locuri care sau 297 de surse financiare care sunt disponibile să fie repartizate la solicitarea și depunerea dosarelor de către părinți. În ceea ce privește datele statistice privind copiii refugiați din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul 1 și 2, vreau să menționez faptul că la ziua de astăzi, în instituțiile subordonate direcției, sunt 1077 de copii refugiați din Ucraina, cu 16 copii mai mulți comparativ cu săptămâna anterioară. Din aceștia, 821 de copii își fac studiile în 42 de instituții de învățământ primar și secundar, ceea ce constituie cu 9 copii mai mult comparativ cu săptămâna trecută. La fel, 256 de copii sunt înscriși în instituțiile preșcolare, în grădinițe, în 58 de instituții respectiv. La fel, în săptămâna anterioară a fost monitorizată alimentația atât în grădinițele municipale, cât și în instituțiile secundare, pentru a avea certitudinea că mâncarea care ajunge în farfuriile copiilor este una de calitate. Astfel, au fost vizitate 31 de instituții de învățământ, din care 13 școli și 18 grădinițe. În ceea ce privește organizarea procesului educațional extrașcolar, în continuare sunt deschise listele pentru înscrierea în cadrul centrelor extrașcolare și dacă săptămâna trecută am avut 12.558 de copii înscriși, atunci
La ziua de astăzi, numărul lor a crescut cu 600, ori avem 13.158 de copii în cadrul cercurilor din instituțiile extrașcolare. La fel, am rugat colegii din instituții să monitorizeze strict situația privind evoluția COVID și altor maladii, ținând cont de faptul că suntem într-o perioadă de trecere de la perioada caldă la perioada rece, iar maladiile sunt tot mai multe în această perioadă. Respectiv, vreau să menționez faptul că în săptămâna anterioară am avut confirmați pozitiv 7 elevi cu maladia COVID și 7 cadre didactice. La fel, împreună cu colegii din cadrul Direcției Generale, am mers în instituțiile de învățământ pentru a monitoriza procesul de salubrizare a teritoriilor, instituțiilor și teritoriilor adiacente. Continuăm acest lucru, ținând cont și de faptul că este perioada de toamnă, când frunzișul este cade destul de abundent. Încercăm să facem față acestui proces de salubrizare. În același timp, urmează în perioada imediat următoare să începem și procesul de sădire a arborilor, arbuștelor pe teritoriul instituțiilor de învățământ. Raport finalizat. Dacă sunt întrebări, răspund. Nu sunt întrebări la această etapă. Domnul Mihalache. Domn primar, da. Îmi permiteți să intervin? Da, sigur. Completare la cele menționate de domnul Pavaloi. Vă salut, colegi. Astăzi am asistat la o activitate foarte frumoasă de decernarea certificatelor validării competențelor profesionale în context de învățare și educație non-formală, oferit pentru asistenții de educatori. Vreau să menționez că în premieră, în municipiul Chișinău, dar cred eu și în întreaga țară, a avut loc formări foarte bine organizate pentru cadrele didactice și auxiliare angajați în sistemul educațional, și anume în instituțiile de educație timpurie. Vreau să zic că în cadrul proiectului care a fost derulat cu suportul UNICEF Moldova, a fost organizat instruirea personalului de la blocul alimentar din instituțiile de învățământ preșcolar, respectiv genericul a fost prelucrarea preparatelor culinare în conformitate cu meniul model unic. Au fost formați 69 de bucătari. În Centru de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pocalo au fost formați asistenții medicali care lucrează în instituțiile preșcolare, 70 de asistenți medicali. În incinta colegiului Alexei Mateievici au avut loc instruiri pentru asistenții de educatori. În context au fost formați 639 de asistenți de educatori. Totodată, în cadrul aceluiași proiect, au fost formați 639 de educatori care au parcurs programul de formare, utilizarea instrumentelor VEB 2 racordate la specificul activității instructive educative la treapta preșcolară. Asta voiam să menționez, că e important că procesul de formare a cadrelor didactice și auxiliare din sistemul preșcolar a avut loc pe o durată mai îndelungată și astăzi, de fapt, a avut loc decernarea și finalizarea proiectului desfășurat. În context, în total au beneficiat de formări peste 1400 de angajați. Asta voiam să completez. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna viceprimar. Altceva? Mersi. Domnul Mihalache, rog frumos cu privire la drumuri. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domn primar. Într-adevăr, am fixat solicitările cei ce ținut de îmbunătățirea infrastructurii și soluționarea problemelor traseului care se deplasează transportul public instituit în localitatea Codru și nu doar. De asemenea, vreau să menționez că vom interveni în continuare pentru a întreține și a crea condiții de deplasare calitativă pe drumurile de acces, în special în zonele unde avem transport
public municipal și această obligație stă atât în fața direcției cât și cu solicitările de rigoare către întreprindere municipală Exdrupu pentru a asigura intervenții la prima necesitate și în volumul necesar pe toate traseele și toate acele zone unde traversează și deplasează transportul public municipal. Pe lângă obiectivele care au fost enunțate, pe lângă zonele care au fost întreținute, reparate și oferite pentru deplasarea transportului public, se execută de asemenea lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere pe teritoriul orașului Chișinău. Aici vreau să menționez că au fost executate lucrări în special pe accesele către instituțiile de învățământ, acolo unde avem circuit permanent atât de copii maturi și inclusiv zone unde se creează confort și securitate de deplasare pe aceste sectoare a părinților și copiilor, atât dimineața cât și după programul de instruire, atât în grădinițe cât și școli. Acest obiectiv este unul trasat și asumat de către direcție și întreprindere municipală Exdrupo și vreau să menționez că inclusiv cu executarea lucrărilor de reparație curentă a străzilor au fost executate în total aproximativ 3500 de metri pătrați de suprafețe asfaltate și inclusiv au fost inițiate pregătiri pentru ulterioarele lucrări de asfaltare în sectoare și pe teritoriul orașului Chișinău. La ora actuală vreau să comunic că suntem într-un proces de testare a unor soluții noi ce ține de oferirea unui grad suplimentar de exploatare și duritate la exploatare a suprafețelor asfaltate. Aceste lucrări se execut pe strada Ștefan cel Mare în adiacența stației de așteptare pentru a crea și a testa o nouă mixtură asfaltică care va fi pozată pe acest segment și în special a fost luată această decizie din simplu motiv că anume în zona acestei stații de așteptare au fost constatate cele mai mari degradări și am avut necesitatea de intervenție ulterioară cu o soluție nouă și această soluție o vom testa în perioada recent ce urmează și inclusiv perioada rece a anului pentru a vedea cum se comportă aceste mixturi asfaltice și la ora actuală ne pregătim pentru anul 2024 un nou an de intervenții cu noi soluții pentru a evita ulterioare degradări pe suprafețele de asfalt pe care sunt executate lucrări de întreprindere municipală. Și inclusiv se efectuează aceste testări, inclusiv în contextul solicitării și în cadrul contractului semnat de către Direcția Generală Mobilitate Urbană cu agenții economici care vor presta lucrări pe teritoriul orașului Chișinău de a introduce cele noutăți și schimbări în calitatea asfaltului și inclusiv compoziția mixturii asfaltice care se aplică pe străzile orașului. De asemenea, vreau să comunic că o prioritate este la ora actuală față de Direcția Generală Mobilitate Urbană și întreprinderile municipale este asigurarea vizibilității marcajului rutier pe toate străzile și inclusiv în zonele trecerilor pietonale. Acest obiectiv este realizat cât de întreprinderea municipală Exdrupu, cât și de agenții economici contractați. În special vreau să comunic că se execută și se realizează volume considerabile pentru a crea acea zonă vizibilă de carosabil, inclusiv cu delimitarea zonelor de deplasare pe benzi și pe direcții a unităților de transport, cu delimitarea și crearea zonelor vizibile de delimitare a benzilor dedicate pentru transportul public. Aici dorim să solicităm în continuare în perioada matinală să fie evitate acele benzi dedicate de transportul privat pentru a crea fluidizarea și a crea condiții de deplasare fără rețineri în ambuteiaje pe traseele din orașul Chișinău. De asemenea, constatăm și un volum sporit de lucrări în ceea ce ține
cu stropirea și spalarea carosabilului, lucrări care se execută în continuare până la intrarea în sezonul rece. Aceste lucrări se fac în special pentru a evacua acel praf și nămol care se adună și cu regret autoturismele care vin din afara orașului cele mai multe ori, transportă aceste particule sau acest nămol și în scopul evitării ulterioare a unor complicații în ceea ce ține de evacuarea apelor pluviale prin sistemul pluvial, executăm aceste lucrări periodice pentru a menține și a avea un sistem pluvial funcțional în caz de ploi lungă, grație că intrăm în perioada ploioasă a anului. De asemenea, vreau să continui că au fost prezentate informații din partea inginerului cu privire la pregătirea șantierilor pe Alexandru cel Bun și Tighina pentru recepția la finalizarea lucrărilor. Acest proces este unul conform normelor în vigoare și până la data de 20 a lunii curente vom forma comisia de recepție și vom evalua lucrările executate de către antreprenori în proiectul finanțat de BRDI, inclusiv cu participarea și a primăriei municipiului Chișinău. În mare majoritate, aceste obiective au fost finalizate, la ora actuală fiind doar în proces de amplasare a indicatorilor rutiere, inclusiv contrapunere cu proiectul executat și coordonările cu poliția rutieră pe corectitudine și vizibilitatea indicatorilor amplasate pe aceste două străzi. Ceea ce ține de 31 august, se fac lucrări de pregătire pentru a finaliza proiectul și odată cu informarea de către agent economic cu privire la finalizarea proiectului, inclusiv demersul responsabilului tehnic companiei Aegis, vom demara recepția și la acest obiectiv care de asemenea este pentru în proces de finalizare. Vreau să comunic că se execută lucrări de aplicare marcajului și instalarea deliniatoarelor pentru zona dedicată transportului alternativ. Această zonă va fi una izolată și securizată pentru deplasare confortabilă pe suprafața nouă executată de către antreprenori. Și aceasta este situația când pentru a crea și pentru a dezvolta un nou tip de transport alternativ este necesară de a fi creată infrastructura, după care va fi și cererea pentru aceste zone de deplasare. În rest, se execută de asemenea lucrări de întreținere și asigurarea cu iluminat stradal, nocturn, în special. La ora actuală, întreprinderea municipală Lumtech execută lucrările de întreținere a iluminatului stradal și, nu în ultimul rând, inspectarea și amenajarea iluminatului în noile stații de așteptare instalate de către Direcția Generală Mobilitate Urbană. Acest obiectiv este unul necesar și realizabil, care este în proces de derulare la ora actuală. În rest, toate cele măsuri care au fost stabilite și sunt stabilite față de direcție, intervenim, nicătând și la unele situații, piedici sau obstacole care le avem în procesul activității, încercăm să depunem tot efortul de a asigura serviciul de întreținere și de lucrări la un nivel satisfăcător pe întreg municipiul Chișinău. Raport finalizat, domnule. Mulțumesc mult. Domnul Burdiu, campanie de salubrizare, curățenie, împreună cu domnul Gârbu, succint, vă rog. Da, bună dimineața, domnul primar general, stimați colegi, conform dispoziției 462 din 18 septembrie, pe tot teritoriul municipiului Chișinău este în desfășurare campanie de salubrizare de toamnă. Citind de săptămâna precedentă, vreau să raportez că zilnic au fost implicate câte 20 de utilaje de tehnică la salubrizare mecanizată, aproximativ 400 de persoane implicate la salubrizarea manuală, 30 de tractoare pentru evacuarea deșeurilor, ca rezultat de către întreprinderile municipale, gestionare, fond locativ și prestări servicii locative
Săptămâna precedentă au fost evacuate 237 de rute de deșeuri. De către întreprinderea X-Grupo zilnic sunt implicate la salubrizarea bulevardelor și străzilor 5 utilaje de tip Iveco. Ca rezultat, săptămâna precedentă au fost evacuate 7 rute de deșeuri. De către întreprinderea municipală Spații Verzi, în această perioadă zilnic au fost implicați 265 de persoane pentru salubrizarea și întreținerea spațiilor verzi, parcurilor, scoarurilor. Ca rezultat au fost evacuate 156 de rute de deșeuri, frunze, crengi, lumeguși și iarbă cosită. Vreau să menționez că la data de 30 septembrie de către Pretura Centru a fost organizată o amplă, un eveniment amplu de salubrizare albii râului Bâc, la care au participat 60 persoane. Vreau să mulțumesc angajaților Preturii Centru, Direcția Asistență Socială, Direcția Drepturilor Copilului, studenții de la OSM care s-au implicat și tuturor angajaților de la piața din preajma râului Bâc, care au dat dovadă de spirit civic și s-au implicat. Ca rezultat au fost evacuate de acolo două remorci mari de deșeuri din plastic și alte deșeuri care au fost aruncate de către persoanele irresponsabile. Asta e tot, domn primar, în săptămâna precedentă. Continuăm și săptămâna curentă, în același ritm, chiar și mai sporit, odată cu scăderea temperaturii, o să avem de evacuat mai multe frunze și alte deșeuri, cer scuze. Domnul Gârbu. Bună ziua, domn primar, bună ziua, colegi, și noi, la rând, cu ceilalți servicii, executăm lucrări ce sunt de salubrizare de toamnă, sau mai bine spus, de campanie de toamnă. Deci, ceea ce a vorbit domnul Gordiumo referitor la participarea întreprinderii în lucrările de salubrizare și obiectivele care sunt gestionate de întreprindere, avem suplimentar lucrări la eliminarea crengilor și arborilor uscați. Avem foarte mulți uscați pe perioada respectivă de caniculă. Acum suntem antrenați în parcuri mai mult și pe aliniment stradale. Deci, urmare a închiderii sau încheierii campaniei de salubrizare, vom procede și la campania de plantare de toamnă, mai mult luna noiembrie, plantarea arborilor. Iar acum, deja săptămâna aceasta, am început plantarea florilor multianuale pe locațiile care au fost stabilite sau coordonate cu preturile și cu viceprimarul de Ramură. Deci noi și de data aceasta venim cu o solicitare către toți locuitorii Chișinăului să aibă grijă acolo unii se recrează, să lasă regulă după ce s-au recreat, să strângă toate deșeurile, fiindcă vedeți dumneavoastră, de fiecare dată noi intervenim atât în scoarurile mici și parcuri, cât și în pădurile parc, mai ales acolo unii agenți economici, mai bine spus, aruncă deșeurile din rezultatul activității lor. Noi am instalat diferite tipuri de panouri informative, inclusiv și la persoane care plimbă câinii, mai ales acolo unde avem sisteme de irigare și, de fapt, cei deținători de maidanej ar trebui să aibă grijă, nu câinile. Câinile sunt un animal care nu-și dă seama ce face, deci ne distrug acele dispersoare și pe urmă apar diferite chinouri sau filmuri pe TikTok sau alte rețele unde ne arată că avem fontane sau bazine sau nu știu ce. Nu puneți mâna acolo, nu vă ferbe oala și va fi tot ok. Deci noi încercăm să menținem absolut tot ce este în gestiunea noastră ca să fie tot funcțional, cu atât mai mult și intervenim acolo unii cineva vrând sau nevrând fac acele lucruri nu frumoase sau scaun deteriorează sau chiar avem ultimul caz pe un pilon în scoarul din, sau mai bine spus, pe aleea Grigore Vieru. Deci noi toate acestea le documentăm, împreună cu poliția găsim persoane vinovate și încercăm să remitem absolut tot. Și menționez că lucrările, sau mai bine spus, parcurile și tot ce este în gestiune vor fi ținute la control permanent și vom întreprinde toate măsurile pentru acestea să fie curate, întreținute și ca să fie confort, asigurat confort pentru toți cetățenii și toți vizitatorii care vor vizita orașul nostru. Pe parcurs, dat fiind faptul că va fi ziua vinului pe data de 6-7 în Piața Marea Națională, urmare vom avea cramul, iarăși la fel rugăm toți să aibă grijă acolo unde sunt acele acțiuni ca să păstreze curățenia. Noi vom instala necesarul de mobilier și cele urne pentru ca toate deșeurile să fie duse acolo la locuri de colectare și noi să le evacuăm la timp, să avem grijă ca tot să fie la cel mai înalt nivel întreținut.
Continuăm lucrările și rugăm toți acei care vor să participe la acțiunile noastre de salubrizare, voluntari, elevi, studenți, alți, cineva care doresc, suntem deschiși ca să participe toți pentru a aduce orașul să fie curat, să fie un oraș verde. Mulțumesc, raport încheiat. Mulțumesc. Domnul director, câteva aspecte. Primul ține mijlocit de finalizarea, deci amenajării acelor proiecte care sunt pe final, din punct de vedere a spațiilor verzi, pentru că ele sunt mai complexe, dar necesită unde plantări de arbori, unde aducere de pământ, unde deci plantări de gazon și tot așa mai departe. Deci toate aceste lucruri să fie luate la evidență. Doi, am discutat cu dumneavoastră și vă rog încă o dată. Deci faceți așa ca mașinile la spații verzi care mai udă în perimetrul străzilor centrale, mai ales pe benzele dedicate, să nu le vedem în perioada orelor 7-9, în ore de vârf. Dacă vor să facă, ori să se trezesc un pic mai devreme, și eu știu că ei se trezesc mai devreme și ajung în zona asta anume atunci, ori un pic mai târziu, ca să nu deranjeze locuitorii care și așa sunt în trafic. Trei, vă rog foarte mult să vedeți cu Albia Râului Bâcce ce am discutat anterior. Sunt unele zone în care avem acumulări suplimentare de gunoi ca să putem să intervenim împreună cu domnul Burdiumov. Albia trebuie întreținută și menținută și în general pentru bugetele viitoare rog să fie planificate surse financiare pentru mentenanță în acest sens, mai ales că avem acest proiect mare despre Albia Râului. Bun. Recepționat. Și ultima, preturile, am văzut că în sâmbătă, duminică, sunt foarte mulți exponenți ai partidelor politice care s-au apucat de vopsit copaci, garduri, borduri și tot așa mai departe. Deci vă rog foarte frumos, atenționați Promulețul și Comisia Electorală Centrală. Sunt oameni care 4 ani de zile n-au sădit un copac în municipiul Chișinău și acum e că e umflat în campanie electorală sau în perioada electorală, lucru în folos comunității. Lucru în folos comunității face zi de zi. Și era bine să evidem pe toți în acest sens. Iar aici să existe zona asta legată de finanțare este foarte important. Cheltuielile trebuie să fie transparente la toată lumea și acțiunile la fel trebuie să fie transparente. Iar unele acțiuni trebuie să fie și coordonate, pentru că în unele zone ceea ce fac ei deranjează locuitorii municipiului Chișinău, în altele sunt alte aspecte. Deci undeva parcă ți-ar părea că aduce o plus valoare, dar poate să aducă și pe minus. Verificați ca lucrurile astea să fie cel puțin în alte prevederilor legislației naționale, mai ales în cont de aspectele electorale. Sănătate vă doresc și o săptămână cu mai reușit la toată lumea. Mulțumim la fel. Mersi. Asemenea.